În 2 Cronici 22 am citit despre faptul că mama Atalia îi dădea sfaturi nelegiuite fiului ei, împăratul Ahazia. Întrebare: tinerii care ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu? Eu cred că da. Adică, nu contează cine, care, cine este sursa răului. Dacă este rău și chiar dacă vine de la părinți, trebuie să îl respingi și dacă asculți, nu poți să te scuzi cu asta. Doamne, am ascultat de părinții mei care m-au învățat la rău și deci nu sunt vinovat. E, trebuie să ne raportăm la Dumnezeu până la urmă.